Precizez, fostul director al Infocom, afiliat PAS, a fost eliberat din funcții în baza hotărârii instanței de judecată, în comiterea unor contravenții care privește delapidarea fondurilor cu privarea de a deține o anumită funcție sau să desfășoare o altă activitate. A fost eliberat din funcții ca urmare a încălcărilor admise de acesta și stabilit de cine, din câte cunosc deja, în perioadele respective. Nu este primarul de vină că omul avea o mână păroasă și că era afiliat Partidului Acțiune și Solidaritate. Tăinuind hotărârea instanției, fostul director PAS, încă 15 zile activat, a semnat un șir de documente, printre care un contract de achiziție a publicității web pentru termen de o lună, în valoare de 119.000 lei. La fel au fost depistate cheltuielile de reparație al automobilului, care depășesc însăși valoarea automobilului. Au fost depistate licitații trucate făcute de fostul director, câștigători cu prețuri mai mari, licitații cu prețuri ridicate pentru servicii că preț este mai mic. Și sunt multe alte încălcări ale fostului director PAS, iar cei din PAS foarte bine cunosc că a fost pornit o investigație de actualul director în acest sens. Iată motivul din ce toți cei de PAS se agită, îi apără fundul colegului care i-a băgat în această mizerie. Mai sunt și rudi care erau prezenti, cu asta ne-am obișnuit, în cazul ăsta fica și mai era cineva acolo. În alte cazuri sunt verișoarele, soții, soțiile. Cu această investigație amplă vom reveni un pic mai târziu. Și lasă cei din PAS să răspundă unde sunt banii de la Infocom, dilapidați de colegii, colegul lor. Repet, s-au mai depistat că unii angajați cu pile dorm în timpul orelor de muncă. Tot vom veni cu detalii, caz documentat cu poze și cu toate care demonstrează acest lucru. Se mai pretinde că ar fi în conflict de interese sau că ar exista interese de preluare a bazei de date a Infocom. Așteptăm poziția organelor competente la acest subiect.